Vai, dați-mi o bucur că ne-am întâlnit, măi, Roxana, bine, noi nici nu ne întâlnim foarte des, da? Na, așa e când sunteți în cuplu. Da, timpul zboară. Dar Marian unde-i? Lasă-mă, fată, cu Marian, că eu ne simțit. Ne-a despărțit. Vai, fată, dar de ce? Ce rău îmi pare. Da, să nu-ți pară, că este un nesimțit, efectiv, nu-i ca Serghei. Vezi cât de atent este el cu tine. Hai, termin, ești prea amabilă. Acum, serios, deci, eu chiar vorbesc cu toată lumea și vă dau exemplu la toată lumea, ca un cuplu care mă inspiră așa, știi? Hai, ești prea drăguță. Mă sunați o secundă, am de răspuns la telefonul ăsta, o clipă. Mi-a trebuit. Ce drăguț! Fată, tu ai văzut ce cu ăsta? Ce s-a întâmplat, ce are? Fată, tu ai văzut ce indiferent e față de tine? Nu ți-a dat deloc atenție, nici măcar nu te-a privit. Păi, stresat cu afacerea lui, are ceva probleme acolo, dar nu-ți bate capul. Păi și ce? E mai important afacerea decât tine sau cum? Adică afacerea e pe primul plan și tu ești pe al doilea? Fată, bagă-ți mințile în cap, niște ok. A venit! Ce drăguț! Era musai să răspund și am zis că în felul ăsta mai vorbiți și voi ca fetele și... Nu e așa, mulțumim! Mă duc până la toaletă, mă scuzați, vin imediat! Deci atât de mult mă bucur că sunteți împreună, atât de mult mi-a povestit sărăcuța despre tine, măi Mihai! Bă, ai vrut să spui Serghei, nu? Mihai? Adică nu ești tipul ăla cu care stă de 3 luni? Nu, suntem de 2 ani. Mamă, ce greșeală am făcut. Păi atunci pot să uiți ceea ce am zis, m-am încurcat eu, scuze. Cum adică te-ai încurcat? Hai să rămân între noi, ok? Da, îi ziceam lui Serghei că de norocoși sunteți, că sunteți împreună și că vă înțelegeți atât de bine și cât de fericită sunt pentru voi. Ce drăguț, mulțumim din suflet. Dragule, te poți duce să plătești nota, te rog, vreau să plecăm. Da, sigur. Ce gentleman! Fată, trebuie să-i spui tu să plătească nota? Adică chiar așa, dezgrăcită-i? Parcă ziceai că are afaceri, n-are bani sau cum? Nu știu ce-i cu el, se comportă ciudat azi. Nu e doar azi, e mereu doar, că eu ți-am deschis ochii. Crezi? Da! Uite-te mai... Iubi, știi cine a intrat acum în magazin? E Răzvan cu fratele, chiar acum tu intrat. Pe bune, da? Da. Prieten cu voi, nu? Da. Băi, stai un pic, ești sigur că o zis Mihai și nu Serghei? Că mi-a rămas asta în cap și nu-mi ies de minte. Of, măi, eu nu vreau să mă bag în relația voastră, deci chiar nu vreau. Da, dacă tot ai deschis subiectul, să știi că a zis că e cam ciudată relația, că nu știi ce să zic, ceva de genul ăsta. Ce? Știi ce? Eu zic să nu-ți mai faci griji. Eu te văd un băiat simpatic, sociabil. Eu cred că poți să-ți găsești imediat pe altcineva. Măi, iubi, știi la ce mă gândeam? Da. Cred că știu la ce te gândeai. Cred că trebuie să mă duc la baie. Mă scuzați. Nu înțeleg dacă el mi-a spus că e Mihai. Dar nu există, mă! Cum să nu există Mihai? Există. Și atunci eu vorbit din nimic sau cum adică? Cum te-a fost certat? Nu înțelegi! A plecat. Ce s-a întâmplat? Ei, s-a întâmplat că cred că ai avut dreptate, că mi-a zis că merite mai mult și că eu nu-s de ea și cred că în realitate avea pe altcineva și nu știa cum să-mi spună. Lasă, că sigur îți găsim pe altcineva mai bun. Pentru asta sunt eu aici. Stai mă, că e abia ce-o plecat și vrei să fiu mai rapid ca Ross din Friends? Păi dacă ea are pe cineva, ce rost are să mai aștept? Nu, tu știi că ai dreptate, că până la urmă ea m-a părăsit și tot ea are pe altcineva, așa că chiar. Dar ce faci? Ai chiar nici ne simți aici. Păi nu spuneai că... Doar spuneam! Adică eu doar vreau să văd dacă sunt încă valabilă pe piață, dar doar nu credeai că vreau să stau cu tine, gen. Ce faci, fată? Ce să fac? Uite, ca după o despărțire. Ce ai fată după o despărțire? Bine că ai scăpat de ăla. Știi ce a făcut cu mine după ce ai plecat tu? Ce a făcut? Deci s-a dat la mine. Nu cred, serios? Mă jur, s-a dat la mine și fără niciun motiv, așa, dintr-o dată. Serios? Fată, așa cu două fețe sunt unii bărbați, nu ai idee.